Bună! După cum v-am spus în celălalt videoclip, de azi încep să fac câteva review-uri produselor pe care eu consider că ar trebui să le aveți. Și după cum am mai spus, astăzi încep cu paleta de la Urban Decay New York City. Paleta se prezintă în felul următor. Este foarte drăguț, are un packaging foarte drăguț. Aici în spate... Și îmi place filozofia We don't do animal testing. How could anyone? Și într-adevăr, și eu sunt împotriva testării pe animale. Și întotdeauna când cumpăr ceva, mă interesez dacă se fac testări pe animale sau nu. Paleta se prezintă în felul următor. Are aici niște sfori de care tragi atunci când trebuie să o deschizi. Se deschide așa. Și ia uitați-vă puțin. Chiar dacă încerc eu să mă conving pe mine că nu mă interesează felul în care este ambalat un produs cosmetic, cum aș putea să nu fiu atrasă de așa ceva? Și dacă e să fiu sinceră, cred că din cei 45 de euro pe care i-am dat pe această paletă, cu vreo 25 am plătit numai ambalajul. De aici se deschide paleta, se trage de această mică sforcică, se deschide și ia să vedem, deci puteți vedea și voi că ambalajul este absolut nefolositor. Ăsta îl punem deoparte și avem în continuare paleta propriu-zisă. Ce avem aici? Sunt 16 culori și dacă o să vă întrebați ce e cu grozăvia asta de pe ochii mei, dacă nu ați mai văzut machiaj creat cu 16 culori, vedeți acum, am încercat să le pun pe toate într-un mod mai plăcut, astfel încât să vă arăt cam cum se întind ele pe ochi. Avem aici în mijloc albastrul acesta superb și apoi movurile, verdele de dedesubt, negru și tot așa. Și am să încep să vă vorbesc... și în afară de culori, avem și aceste două creioane. Unul negru și unul mov și, desigur, primerul, baza pentru ochi de la Urban Decay. Există mai multe feluri și acestea sunt de mărime mică. Au numai 3,77 ml pentru că vin asamblate în paletă. De obicei sunt un pic mai mari și cred că costă în jur de 18 euro sau 20, ceva în genul ăsta, și sunt mult mai mari. Cu paleta asta vine baza pentru ochi, baza cea cremoasă pentru farduri și de fate. Este foarte bună și asta și este foarte bună și cealaltă pe care o am de la paleta Black Palette. După cum spuneam, ca preț, am dat 45 de euro pe ea. Pe site-ul lor am văzut că costa în jur de 54 de dolari. Nu știu în România ce preț ar putea să aibă. Spuneți-mi voi în comentarii mai jos. Și încep cu aceste minunate culori. Sunt 16 culori și dacă aveți paleta asta, puteți crea nenumărate machiaje. Aveți aici cam tot ce vă trebuie. Avem un negru care se cheamă Perversion. Nu este foarte pigmentat și este un pic mai, cu consistență mai pudrată. Nu este atât de pigmentat, de exemplu, ca negrul, numai puțin. Carbonul ăsta, care se cheamă Black Dog, este mult mai pigmentat și are o consistență mai cremoasă decât negru Perversion din paleta New York City. După aceea avem un alb gri, un verde mai închis, un verde mai deschis, un arămiu, un roz foarte închis. Culorile sunt toate sidefate
Și eu, pentru că am tenul gras, am o repulsie față de toate produsele cosmetice care reflectă lumina. De fiecare dată când caut ceva mat, sunt disperată după ceva mat. Nu vreau fond de ten care să-mi facă fața lucioasă, nu vreau pudră care să reflecte lumina să-mi facă fața lucioasă. Nu vreau far de ochi care să reflecte lumina și să-mi fac... Îmi plac mai mult chestiile mat, chestiile opace. Însă această paletă, deși are numai farduri. Și de fapt mie îmi place foarte mult pentru că este foarte pigmentată și o singură atingere își face toată treaba. Aceste creioane fac parte din colecția Urban Decay 24/7. Ok, cred că se vede ceva. Dacă nu ați înțeles. Unul este mov. Au 0,8 grame și pe acesta mov nu prea l-am folosit. Nu mă inspiră culoarea, dar vă arăt aici cam cum scrie. Ia să vedem. Trasăm o linie. Oh! Și puteți vedea cam cât e de cremos. Și a lăsat bucățele de creion pe mâna mea. Nu știu cât e de bună chestia asta. Poate, probabil că am apăsat eu prea tare. Creionul negru este foarte, foarte bun. Ia să vă arăt. Îmi place la nebunie, îmi place foarte mult. Eu aș vrea să-l compar cu creionul de la Sephora, care este preferatul meu, atât pentru felul în care scrie, cât și pentru rezistență și este mult mai negru decât celălalt. Și acesta este foarte cremos, mie îmi place foarte mult să-l folosesc pentru linia apei, pentru că are un efect mai puternic decât celălalt, este mult mai negru. Însă chestia, și este și scrie aici că este waterproof, și într-adevăr, stai, cum se cheamă? Sephora Keep Black 01. Se vede? Keep Black 01 și are și un mic aplicator aici. Singura chestie pe care am observat-o este că dacă îl pui pe piele de unul singur, în poze, apare ca fiind albastru și mie sincer nu prea îmi plac linerele albastre. Adică vreau să fie negru și în poze și la ochiul liber nu se vede albastru, numai în poze, din cauza luminii puternice, are un pic de reflexii albastre. Acestea sunt creioanele. Și aș îndrăzni să compar aceste două creioane, pe cel de la Urban Decay și pe cel de la Sephora, cu... Ia să vedem dacă ghiciți. Este creionul de la Ada și eu mai am doar atât, nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Și chiar nu știu care ar fi diferența între acestea și celelalte două, România. Ăsta a fost primul produs cosmetic pe care eu mi l-am cumpărat la vârsta de 13 ani. Creionul negru de la Ada. Și știu că eram înnebunită. Desena foarte bine, scria foarte bine. Ia să vedem. Dacă putem să-l comparăm cu celelalte. Nu este la fel de intens ca cel de la Sephora, dar este aproape mai intens decât cel de la Urban Decay. Foarte interesant. Încerc să șterg cu degetul creionul. Ia să-l șterg pe cel de la Urban Decay și pe cel de la Sephora. Aha! Deci, uitați în ce se măsoară calitatea creionului de la Urban Decay. Vedeți? Acesta este creionul la Ada, care după ce l-am șters cu mâna, s-a cam dus. Acesta este cel de la Sephora, care se întinde cel mai tare dintre toate și s-a dus nu puțin, ci foarte mult. Și acesta este cel de la Urban Decay, care nu se duce. Și în felul acesta putem vedea
cam cât de waterproof este cel de la Sephora, și adică nu e waterproof deloc. Dacă l-am dat cu degetul fără nimic, nu vreau să-mi imaginez cam ce se întâmplă atunci când este atins de apă. Cel de la Urban Decay nu s-a mișcat deloc. Uitați-vă, a intrat pur și simplu în piele și nu mai iese. Mie îmi place foarte mult paleta asta, dar, există întotdeauna un dar, are un defect. Și aș vrea să știu cine a venit cu frumoasa idee atunci când a fost creată paleta asta, cine a venit cu ideea să bage bucățele astea mari de sclipici în ea. Cine? Nu știu dacă veți putea vedea, dar există în paleta asta niște bucăți imense, dar imense de sclipici, care nu rămân pe ochi, ci cad pe față. Și vreau să mă dau mai aproape să vedeți. Da, am aplicat fardul și uitați-vă bine, pe ochi nu am nici un sclipici. Unde este sclipiciul? Peste tot pe fața mea. Sclipiciul s-a întins peste tot. Sclipici aici, sclipici aici, sclipici aici. Peste tot am numai bucăți imense de sclipici. Asta este foarte deranjant pentru mine. Cel care a venit cu ideea asta să fie dat afară, vă rog eu frumos, a stricat paleta cu bucățile astea imense de sclipici. Măcar să fi fost mici, dar nu, sunt mari și inutile, pentru că se duc peste tot pe față și după aceea în poze se vede urât pentru că reflectă lumina. Și îmi pare rău pentru asta. Eu tot încerc să, după ce mă machiez, încerc să le iau cu o bucățică de bandă adezivă, dar nu se duc întotdeauna toate, rămân pe față. Cam ăsta ar fi singurul defect. Culorile sunt extraordinar de pigmentate, sunt foarte frumoase și acum o să vă fac o demonstrație pe mână. Și încep cu negrul, care se cheamă Perversion. Așa arată el pe degetul meu. M-am dat cu puțin fond de ten, doar ca să aibă mai multă aderență partea asta. Și vedeți cam ce aderență au pe ochi. Am folosit foarte puțin produs, adică foarte puțin, le-am folosit pe toate, dar am pus foarte puțin pe ochi ca să am acest efect. După cum vă spuneam, eu ador paleta asta. Singura chestie negativă sunt aceste bucăți mari de sclipici care nu au niciun rost. A, negrul nu are sclipici, doar celelalte, doar cele mai deschise au bucățile astea mai mari de sclipici și sunt inutile pentru că nu stau pe ochi și chiar dacă ar sta pe ochi, nici pe ochi nu și-ar avea rostul.
Și cad pe față, se întind pe toată fața și îți strălucește toată fața. Și eu vreau să spun că nu le-am lăsat așa pur și simplu, m-am chinuit să le dau jos și totuși mi-au rămas. Oricum, pentru culorile pe care le are, pentru cât de pigmentate sunt, eu zic că își merită banii, 45 de euro, cred că noi, și își merită toți banii. Vă promit eu că dacă o achiziționați, nu o să vă pară rău, făcute în Germania. Acestea fiind spuse, dacă aveți bani să vă achiziționați sau când veți avea bani să investiți în niște farduri, investiți într-o paletă de la Urban Decay. Dacă nu asta, dacă nu vă plac culorile din asta, luați altă paletă care vă place mai mult. Aia Naked e foarte, foarte drăguță. Are 12 culori și toate sunt neutre de zi. Mai este și paleta asta. Asta este foarte bună pentru că nu are bucăți mari de sclipici în ea. E perfectă. Cam asta este review-ul. Cred că v-a fost folositor și sper că... Și să-mi spuneți dacă v-ați luat paleta asta și cum vi se pare.